Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou videoclip de Satisfactory 1.0. Eu sunt Cosmin, a.k.a. Doctorașul, și uitați-vă ce răsărit de soare frumos am prins cu cele două mega fabrici pe care le-am făcut. Una dintre ele, asta este baza, care cumva se va extinde până în zona asta. Voi vedea exact cum va arăta. Dar momentan suntem într-o zonă pe care nu o cunoașteți, pentru că nu exista. Hai să vă arăt exact despre ce este vorba. V-am zis că în următoarele două videoclipuri vom face niște lucruri. Vom începe fabrica de aluminiu și apoi vom face și partea de bază pentru itemele de bază. După ce trecem de Iron Ingot și de Copper Ingot, să facem mai departe Iron Rods, Iron Plate și așa mai departe, cât să avem la dispoziție tot timpul aceste lucruri ca să putem construi în continuare fără probleme. Și cred că în acest videoclip asta voi face, voi ajunge la nivelul, la etajul următor și vă voi arăta exact ce trebuie să facem și ce vom face, dar înainte suntem aici pentru că avem 3 noduri de bauxită, unul lângă altul, ăsta, unul acolo și încă unul acolo. 2 noduri sunt pure, iar un nod este normal. Toate cele 3 noduri pe care le am sunt overclockate la maxim. Deci vom avea, după ce vom debloca și tier Mark 5 belt, vom avea 1500 de bauxită pe minut, pe care o vom duce pe aici. Am unit zona de căul de acolo și de Sam Or cu zona aceasta și vor coborâ toate aici împreună cu restul lucrurilor pe care le-am adunat frumos până aici. Vedeți că avem acolo foarte, foarte multe belturi și vom avea și mai multe. Iar apoi aici va dispărea această centrală de căul. Cu coal generatoare, pentru că avem nevoie de apă și plus că nu mai avem nevoie de energie. Asta generează undeva la 1000 și un pic. Nimic. Ce a văzut ochiul meu acolo? Nice. Mergem frumos acolo. Și vom distruge asta și vom face toată treaba. Bun. Dar până atunci, hai repede să luăm acest Mercer Sphere. Așa cum v-am zis, a fost un bug care a respawnat foarte multe Mercer Sphere-uri, foarte multe slaguri. S-a reparat problema, însă dacă avem o salvare din momentul în care a fost acest bug, nu se poate reface, asta e. Pentru mine este foarte bine, pentru că înseamnă că avem mai multe Mercer Sphere-uri, avem mai multe Power Slug-uri, ceea ce ne ajută foarte, foarte mult. Și venim vorba de treaba asta, dacă vrem să facem baza asta așa cum trebuie, mai trebuie să facem niște lucruri în Mamka Research, și anume la Alien Technology. Mai avem aici două upgrade-uri de făcut, pentru viteza de 240 pe minut și pentru expansion-ul de 500%, adică 5 stack-uri, și Alien Power Matrix, pe care nu putem să-l deblocăm acum pentru că mai avem Singularity Cell-ul. Dar pe astea le avem, avem nevoie de 23 și de încă 23, dar avem nevoie de 400 de Sam Fluctuator pe care încă nu le-am automatizat. Bun, asta o dată la mână. Și în al doilea rând, știți că în episodul trecut am început și am făcut o mini stație de tren pentru a aduce din partea aceea, pentru a aduce cristalele și pentru a aduce mai apoi și ce sem mai am pe acolo. Începusem doar cu stația aceasta, dar am făcut o mică linie de tren. Hai să vă arăt un pic cam cum arată. Nu e ea cea mai frumoasă. Voi lucra ca să facem ceva interesant pe partea asta. Dar pur și simplu își face treaba. Mergem frumos până acolo. Trenul teoretic ar trebui să meargă. Dacă nu merge, înseamnă că totul este plin în partea de jos asta, pentru că nu folosim nici cristalele și nici semul pentru a face mai apoi lucrurile care avem nevoie pentru a avea un flux continuu. Dar mă rog, vine frumos pe aici prin spate, am lărgit un pic platforma și se va duce până acolo. Acolo vin niște benzi. Vedeți frumos, de acolo vin frumos.
ocolește trenul, ocolește zona asta, pentru că vreau mai departe să se ducă, să se ramnifice un pic, să se ducă și încolo, sau să avem încă o stație care să meargă și încolo. Iar aici avem o altă stație, care bineînțeles este plină. A, uite trenul. Și aici avem cristalele și cu sem fluctuatorul, mi se pare, care intră în aceste storage containere, care mai apoi vin aici. Bun. Hai să ne uităm un pic cam care este. Acum nu putem. Bun, nu putem acum să verificăm, pentru că în momentul de față se umple trenul. Așa, 416 iteme pe minut aici și 502 iteme pe minut aici. Hello, dar vreau și eu să vin cu trenul. Aaaa! S-a dus, mă, nenorocitul. Am ratat trenul, am pierdut trenul. Bun, și cum ziceam, în acest episod vom face partea de bază, în care eu am calculat un pic cam cum stăm cu necesarul și cum să facem și cât să facem. Așa că ne vedem în bază ca să vă arăt exact ce am făcut. Da? Bun. Așa vom face acum. Și am ajuns în bază și mi-am dat seama că putem să facem o treabă în paralel ca să fim eficienți. Și anume să începem deja să deblocăm aluminiul și celelalte lucruri din MAM. Asta pentru că putem să punem mai apoi niște hard drive-uri la scanat pentru a obține niște rețete alternative. Pentru că avem nevoie la aluminiu de două rețete alternative, Sloppy Alumina și încă una, pe care o am pe undeva notată. Da, na, așa se întâmplă. Dar mai întâi hai să vedem un pic despre ce avem nevoie. Pe tier 7, bauxite refinement, ca să primim alumina solution, scrapul, ingotul, alcla de aluminium și sunt cele care sunt folosite pentru Mark 5 belts, aluminium casing mai apoi vom avea nevoie și bineînțeles să scanăm bauxit. Așa, avem nevoie de 100 de computere, pe care nu le avem în producție, dar sper să le avem totuși în inventar. 100 de heavy modular frame pe care ar trebui să le avem, 250 de motoare și 500 de rubber. Teoretic ar trebui să le avem, dar hai să vedem. Am mai pus niște motoare pe aici. Punem frumos asta așa și avem nevoie de computers. Aoleu, what happened? Computer. 50, 100. Bun, le punem și pe astea aici. Apoi avem heavy modular frame. Știu că mai avem câteva pe aici și vreau să... Am zis că tot vreau eu să golesc inventarul de chestia asta. Mai avem nevoie de rubber și de motoare. Dacă găsesc pe aici rubber și motoare, e foarte bine. 100 de aici. Bun, nu mai luăm nici măcar din inventar. Nu mai luăm. Have you seen rubber? Have you seen motoare? Motoare mai mult ca sigur nu. Uite, am mai găsit niște rubber, 600. Ah, perfect, avem și rubber. Minunat, minunat. Astea sunt rotoare. Uite, mai avem aici încă 50. Hai mă că avem. Avem fără probleme. Bun, de motoare vom mai avea nevoie. 250, s-ar putea să mai avem un pic de lucru. Dar măcar să le punem pe astea. Uite așa. No, bun, și acum avem motoare. Teoretic, 200 le avem, pentru că se pun în cloud și mai avem nevoie de 40, pe care le vom face. Mergem frumos, frumos aici, punem ce avem nevoie, ce avem nevoie, avem nevoie de astea pe care le punem așa, astea putem să le distrugem. Bun. We are good to go. Bun, și mergem sus și am făcut așa, am nevoie cam de 700 de iron plate pe minut, am nevoie de 100 de iron rod pe minut, am nevoie de 2320 de iron ingot pe minut. Mai avem nevoie pentru steel, mai am nevoie de vreo 400 de steel ingot, dar pentru asta trebuie să aduc și coal din baza cealaltă. Avem nevoie de reinforced iron plate să facem modular frames, să facem steel beam și steel pipe și apoi pe copper să facem wire circuit board și așa mai departe. Bun, dar până atunci voi vrea să... Ăsta îmi dă copper și prin urmare ăsta îmi dă... Ăsta este cu iron-ul. No, bun. Momentan avem 15 și știu că avem 15, 65 ori 15, prea mult.
ori 15, 975. 975 înseamnă că o să împărțim producția la 2 și apoi le vom urca pe aici. Și vom avea așa. Merger, da? Uite, așa. 2, 3, 4, 5, ăsta nu, 6 și 7. Și apoi le vom avea pe astea invers. 8 pe partea asta. 65 ori 8, 520, nu merge. Nu merge. Și atunci 65 ori 7 merge și 455, da. Super. Bun, deci o să mai facem încă 7. Hai să le urcăm pe astea, uite așa. Să țin eu minte. Logistics. Cam așa cred, dar mai încercăm o dată. Deci, nu ăsta. Am greșit. Aici. De asta voiam să-l pun, ca să fiu sigur că avem unde trebuie. Bun. Uite așa, uite așa. Uite așa. Și un pic mai la stânga. Uite așa. Bun, și ne conectăm aici. Asta ca să țin eu minte. Și de asemenea, uite, mamă, sunt lipite. E perfect, pentru că mai tragem încă unul, uite așa. Îl punem, uite, aici. Și îl punem, uite așa, față în față, frumos. Să arate bine. No, bun. Una, două, trei, 4, 5, 6 și 7 o să vin așa. Bun, 65 înseamnă MK2. Sper să am suficiente pe unde am nevoie. Și o să mai avem încă o rafinărie pe care nu o să putem să o conectăm momentan, pentru că depășim 480 și depășim 480. Trebuie să folosim MK5-ul pe care încă nu îl avem. Bun. Of course, MK4 peste tot. MK4, uite așa. MK4, uite așa. Bun. Și apoi, la ăstea, la fel. Le-am făcut pe toate, le-am făcut pe toate. Prin urmare, MK4 din partea asta în partea asta. Și uite, asta avem, uite așa. Minunat. Și vom face treaba asta pentru toate. Și apoi le vom urca sus și vedem exact ce facem acolo. Și am revenit și după un calcul estimativ aș avea nevoie de 1031 de iron ingot pe minut, pe care să le transform mai apoi în screws, în iron plate și în iron rod. 1031, asta înseamnă cam cum? Ia să vedem. Aș vrea să le folosesc în primul rând pe ăstea de pe aici ca să mă scap de ele. Deci, 1031, 1031 minus 450 minus, cât mai avem aici? 195, 195, 386. 386 pe care le vom lua de aici, 455 și vom vedea. Sau dacă avem 455, 905. Da, n-avem, deci trebuie să luăm așa, unul de acolo, unul de acolo și unul de aici. Bun. Și le vom uni pe toate. Și cu asta vom merge un pic mai departe, pentru că voi vrea să mă extind în zona asta cu partea de iron, urmând ca în partea din spate să avem copper-ul, pentru că și de copper vom avea nevoie, pentru că vom avea niște rețete alternative destul de interesante ca să facem alte lucruri, gen reinforced iron plate și așa mai departe. Vom lucra numai cu constructoare din fericire însă, așa că... Deci dacă ăsta vine pe aici, aș putea să fac constructorele. E foarte mult spațiu pe care îl irosesc. Asta ar putea să vină pe aici. Și să avem constructorele așa.
Sau ar putea să vină prin spate și să avem constructorele, uite așa, și să scoată pe aici. Ia să facem treaba asta. Bun. Deși prin urmare le dăm un pic de spațiu, nu foarte mult, că n-au nevoie, și facem niște constructore. Câte constructore? Cred că undeva la 45-52 de constructore. Vom vedea exact câte. Dar multe oricum. Avem așa. Hai să ne apropiem un pic. Nu, ne apropiem, nu ne apropiem, că avem 1, 2, 3. Venim vorba. Mi-am adus aminte că noi trebuia să mai facem ceva ca să dăm drumul la research în același timp, nu? Așa mi-am adus și eu aminte. Prin urmare, motor. Încă 50, aveam nevoie de 40, dar o să fie aici, să fie primit. Și îi dăm drumul la treabă și avem bauxită. Milestone reached. Bauxite is refined into aluminum products via a multi-step process. Considering your past achievements, you should have the minimum required skill to overcome these new production challenges. If it helps, many others have done this before, so if you fail, someone else will eventually succeed. De asta avem nevoie mai departe, putem să le facem. Chiar putem să le... pot să le fac pe astea. Dar în 10 minute de-abia. Bun, mergem înapoi la treabă. Bine, dragilor, hai că am făcut o treabă. Uitați-vă un pic ce am făcut. Am rezolvat cu tot ce aveam de rezolvat. Am făcut aceste constructore pe 3 nivele, reprezentând fiecare linie de producție. Jos, dacă nu mă înșel, avem iron plate-urile. Al doilea nivel avem screws, iar sus de tot avem iron rods, pentru că așa s-a nimerit. Avem, folosim nodul acesta tot. Folosim toată această bandă și am mai luat încă o bandă de aici, din cele 6. Folosim tot și mai avem un overflow de 47,5. Le-am alimentat frumos, venim vorba de chestia asta, trebuie să punem wall-ul aici. Mai avem încă un mom research foarte, foarte bine. Ia să vedem ce am primit. Am primit o chestie foarte mișto la celălalt research, și anume pure aluminum ingot, pentru că înainte trebuia să folosim și silica. Silica oricum o primim ca proces, dar dacă vrem putem să folosim ăsta și este foarte, foarte bun. Și de asemenea am primit alclad casing în loc de casingul simplu făcut doar din aluminum ingot. Avem aluminum ingot și cu copper ingot. Și atunci produce mult mai multe și ăsta este foarte util. Amândouă rețetele îmi plac, dar vreau sloppy alumina de principiu, în primul și în primul rând. Bun, le-am alimentat, toate creează aici tot ce trebuie să creeze și se vor duce către nivelul numărul 3. Aici avem nivelul numărul 2, dacă nu mă înșel, A, B și C. O să le numerotăm cam fabrică, o să fie foarte, foarte frumos. Și mai avem încă o grămadă de iron pe care putem să-l folosim. 4-5 noduri și încă un pic. Numai de iron pe care putem să le folosim. Să le urcăm, să le facem mai departe în ce avem noi de făcut. No, bine! Apoi, scări. Scări. Vreau să fac o treabă ca să știu exact până unde mă pot duce. Uite, până aici mă pot duce. De fapt, nu. Până aici mă pot duce. Deci, cu scările vom urca. Ăsta este de stat. Și apoi de aici urcăm mai departe. Uite, așa. Până la nivelul următor. Care, dacă nu mă înșel, este ăsta. Deci o să-l fac cam așa, ca să știm până unde, ca să știu eu un pic până unde urcăm. Mamă, dar e sus? E sus și ar trebui să urcăm mai din... Păi da, pentru că vă zic și de ce. De aici o să vină, uite așa. Jos mi-am dat... Nu, de unde a început, de acolo și se termină. Bun, vreau să fie cât de cât ok. Bineînțeles, o să facem și hypertube-uri. Dar 1, 2, 3, 4. Uite așa. Cred că putem chiar 5.
Dar de aici, dacă aici este așa, înseamnă că, uite, cam așa. Deci cred că putem să mai mergem cu încă unul. Da. Mai putem să mergem cu încă una bucată stairs, uite așa. Apoi de aici vom face, uite, așa. Și apoi vom merge mai departe. Cum? Uite de aici. Hai mă, uite așa. Și trebuie să fac, dar nu mă lasă să mă duc așa, 4. Cred că 4. Cred că am făcut 5 și suntem la nivelul 9, deci teoretic 4 cu 5 ar trebui să mă ducă perfect. Minunat. Și am ajuns la următorul etaj. Încă mai avem, încă mai avem un pic de water tower, ceea ce este foarte, foarte bine. Închidem tot frumos aici. Am ajuns în vârful turnului, dar cred că o să-l mai folosesc ca să ne, să alimentăm toată baza, dar vom vedea. Momentan suntem foarte bine așa. No, bun. Același lucru ar trebui să-l fac acum și pentru copper. Dar înainte de asta va trebui să mai acoperim aici un pic, că avem turnul, avem gaură în ăsta și va trebui pe toate să le ridic. Va fi la nivelul ăsta primul, apoi al doilea și apoi al treilea. Deci, prin urmare, ăstea fac iron rods. Fac 15 și eu am 7, nu? 8 chiar. Ia să vedem dacă am chiar 8. Nu, am 7. Am 7 iron rods care fac 15, deci 105 practic, care sunt doar pentru mine. Dacă sunt doar pentru mine iron rodurile, pentru că nu le folosim la nimic altceva, sincer să vă zic, cred că momentan putem să le lăsăm aici și să facem doar un organization, un dimensional depot, care să vină, uite așa, și apoi toate astea să se ducă frumos într-un merger care să meargă încolo, țup, 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 uite așa. Și să nu mai avem treabă până nu facem și zona cu chesturi. De principiu, zona cu chesturi nu este necesară. Nu este necesară pentru că... Asta cât dăm, 15. Nu este necesară pentru că avem Dimensional Depot. Și tocmai pentru că avem Dimensional Depot, avem totul în cloud și nu ne chinim. Dar sunt anumite lucruri de care avem nevoie, plus că arată foarte bine. Vin din era Minecraft-ului. Îmi pare rău, n-aveți ce să-mi faceți. MK3 este mai mult decât suficient. Nu prea mai avem steel. Da, na, vedem, uite. Și avem, uite așa. Și iar astea se vor duce frumos. Se vor duce direct în uite, să le mai punem și pe astea. Se vor duce direct în cloud. Bun, am rezolvat cu astea. Mai departe, partea a doua. Partea a doua vine de aici. Astea produc 50 de scruz. 50 de scruz. Eu nu o să am nevoie de scruz per se pentru absolut nimic. Ia să vedem. Avem nevoie de scruz pentru ceva. În craft, în craft. Craftăm, craftăm, craftăm. Totul se craftează. Deci nu am nevoie efectiv de nimic. Prin urmare, același lucru putem să facem, dar avem 50. Și pentru scruz avem nevoie de... Cât avem, mă, nevoie? De 23. Deci 23 ori 50, 1150. Împărțim, iar împărțim la 2. Și o să avem la al 20, la al 12-lea. Deci o să avem așa. Dacă avem 23, ia. Ia să vedem dacă atâtea avem. Da, 23, asta înseamnă 11 cu 12. 12 ori 50, 600. Aaaa, not good.
Not good, că aici avem numai 480. Dar atunci 11 ori, nici măcar 10 ori 5, 10, 500, deci 9. 9, 9, 18 și restul. Deci 3, vor fi 3 linii de scruz. Aia e, merger, n-avem ce să facem. Și să se ducă așa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Și ăsta vine așa. Vine așa și se duce, uite. Se duce în primul rând așa. De fapt nu, vedem. Ăsta și se duce așa. Da? Bun. Și o să le fac la fel pe toate. Și apoi voi reveni la voi în momentul în care ne apucăm. Le termin pe toate astea și le urc. Am vrut doar să vă arăt. Iar mai apoi ne vom apuca de partea de copper, pentru că vreau să le fac și partea de copper tot în acest videoclip, ca să terminăm cu treaba asta. Gata, dragilor, am terminat de făcut totul. Vă voi arăta exact tot ce am făcut, pentru că n-avea niciun sens să vă țin. V-am arătat cam cum arăta primul nivel, iar mai apoi m-am descurcat eu mai departe cu următoarele. Și o să începem de la subsol din nou și apoi vom face o recapitulare a tot ce am făcut astăzi. În primul și în primul rând am adus niște coal din acea zonă de extracție unde aveam coal power plant-ul. Acum nu-l mai am, l-am distrus pentru că nu am nevoie de atâta energie, oricum am suficient, am undeva la 35.700 constant, consumăm maxim 17.000, dar acum undeva la 4.600, așa că am distrus-o, oricum îmi producea numai 1.000 și un pic de megawatts. Și am eliberat și coal-ul pe care îl avem acolo, îl vom folosi pentru alte lucruri, precum aluminiul, pentru că acolo m-am gândit să fie fabrica de aluminiu. De asemenea, de acolo luăm bauxita, o să facem și treaba aia imediat. Și aducem frumos coal-ul până aici, care va urca până la nivelul 2. Ăsta este subsolul, ăsta este parterul și ăsta, mă rog, nivelul 1. Aici facem materia primă, avem rafinăriile în care facem iron ingots și copper ingots. Acolo avem stația de tren, care merge frumos până în cealaltă bază, acolo de unde aduce frumos sand fluctuator și crystal. Mă rog. Quartz. Așa. Și urmând ca în următorul videoclip, cel mai probabil să ne ocupăm de partea asta, în care să transformăm quartzul în quartz crystal și în silica, pentru că avem nevoie. Vedem că trenul încă funcționează. Bun. Avem partea de iron, avem partea de copper aici, iar apoi am ajuns la nivelul următor. Nivelul următor, care este aici, el aici începe și se continuă pe 3 nivele. De exemplu, uitați-vă un pic, aici cred că am putea foarte frumos să tragem un pic de panouri cu sticlă, dar asta mă voi gândi pentru că avem un spațiu liber aici pe care putem să-l folosim. No, bun. Avem în această zonă, mai avem încă două noduri de iron ingots pe care nu le folosim. Acolo facem iron plate-uri pe care le urcăm mai departe sus. Vom folosi o parte din iron plate-uri pentru o producție sus, iar o parte se vor duce în acest dimensional depot, 100 pe secund, pe minut, 100 de bucăți pe minut, se vor duce pentru utilizarea noastră, pentru orice avem nevoie. Bun, mai departe mergem în spate. Vedem că ele se urcă, da? Urcă, urcă, urcă până sus pentru că avem nevoie de ele. Mai departe, am încercat să le țin cât pe cât de cât organizat. Aici intră niște coal. Ce ar putea să fie dacă intră niște coal? Exact, steel ingot. Se face steel ingot frumos aici. Avem steel ingot care mai apoi urcă și se duce în spate. Mă rog, de fapt ele vin pe aici. Avem steel ingot-urile care mai apoi formează steel beam-uri. Astea sunt cu steel beam-uri și cred că, dacă nu mă înșel, mai încolo un pic vom face și steel pipes. Dar steel beam-urile se fac aici din steel. Da. Facem steel frumos. Și intră aici, intră 120 de steel beam-uri pe minut în dimensional depot. Astea sunt doar pentru utilizarea noastră. Mai departe aici facem steel pipes din iron ingot direct. Nu mai facem iron, nu mai facem steel, facem direct iron steel pipes din iron ingot. Consumăm
mai mult iron într-adevăr, dar avem suficient, ați văzut și voi așa că nu avem niciun fel de problemă. Facem tot 120 pe minut și încă 50 se duc pe sus pe acolo și se duc la următorul nivel și vă voi arăta de ce. Iar mai apoi avem partea de copper, după acest panou de sticlă care ne arată un pic un sneak peek de, din partea de rafinării și de asemenea vedem și sus cât o să fie gata. Aici facem copper sheets. O parte din copper sheets vor urca mai departe către nivelul de producție, iar o parte, cred că 100 dacă nu mă înșel, 100 se vor duce în acest dimensional depot. Toate aceste dimensional depot-uri la un moment dat vor fi mutate în zona de chesturi, dar pentru că nu avem așa ceva, pentru că vreau să fie undeva mai sus după nivelul de producție, unde avem și camera de control, momentan le las așa. Bun, iar în spate facem wire-ul. Wire-ul care, o parte din el, așa cum v-am obișnuit, se duce, dar de data asta se duce sus într-un dimensional depot, iar o parte urcă pentru a face cabluri. Iar aici avem doar niște nivele tehnice și mai avem încă două, da, încă două noduri de copper ingot de 450 fiecare. Bun, asta este doar aici temporar, pentru că am tot folosit pentru semne. Avem aceeași platformă aici, care vom vedea cum își va face ea eficiența și cum va arăta bine. Avem wire-ul care vine din două noduri, intră frumos aici, de unde formăm mai departe, formăm cable. O parte din cable, și anume 130 pe minut, se duce în acest dimensional depot pentru că nu avem nevoie de el. Iar pentru celălalt, și anume 140, se vor duce pentru 10 crystal oscillator-ul. Și încă 150 se vor duce pentru high speed connectors în momentul în care vom face și asta, dar mai întâi m-a luat somnul. Mai întâi va trebui să rezolvăm cu producția de plastic și de rubber. Bun, cam pentru moment cam asta a fost. Și mai avem aici un manufactor simplu, unul singur, care primește de aici, ar trebui să primească ceva, dar nu primește, și anume Reanimated Sam. Primește wire și primește steel pipe și face SEM fluctuator. SEM fluctuator pe care îl face cu 20 pe minut și avem și 4 summer slopuri aici pentru a dubla producția practic. Bun, și vine frumos și intră direct într-un dimensional depot momentan până când vom vedea ce putem să facem. Problema mea majoră este cu SEM fluctuatorele, pentru că aparent nu le am. Bine, nu mă încurcă neapărat treaba asta. Aici nu avem încă nimic, dar am ajuns la vârful nebunii astea. Vreau să văd un pic de ce, și cred că știu de ce, nu avem, nu mai avem SEM, SEM thing. pentru că, din câte știu, avem o stație în care aducem quartz și o stație în care aducem și quartz și aici s-a blocat, da. Aducem și quartz și aducem și SEM. Și atunci dacă SEM-ul este plin aici și este plin aici, atunci nu vom putea procesa în cealaltă parte. Când în momentul în care o să-l procesăm, probabil o să se deblocheze un pic și o să avem mai mult noroc. Iar urmând ca mai apoi să facem 3 stații și una dintre stații să ia numai SEM. Vom vedea. Bun, dragii mei, cam ăsta cred că a fost videoclipul. Tot ce mai trebuie să facem în acest videoclip este să mergem un pic până la bază, să vă arăt un pic ce am mai deblocat, pentru că am mai deblocat niște lucruri pe care le vom folosi. Am deblocat în primul rând, nu mai avem rețete. Am deblocat cam tot ce ține de rețete alternative de aluminiu, ceea ce este foarte, foarte bine, pentru că vom putea să fim mai eficienți. Și am mai deblocat niște chestii din phase-uri, nu neapărat din phase 4, că încă nu l-am terminat, din phase 1, 2, 3, o să vedeți, va arăt imediat și vom lucra cu aceste lucruri data viitoare. În primul rând am făcut Fixit Blueprints, finally. N-am făcut Blueprints Tier 2, care e pe undeva pe aici, Mark 2, pentru că nu avem încă suficiente computere. Trebuie să facem producție de computere ca să avem computere. Dar avem tier 1 și o să fie suficient pentru început. Nu am făcut jump pads-ul încă, nu am făcut astea. Aici am terminat și noi tier-ul într-un final. Bun. Dar am făcut bauxite refinement-ul
și am făcut Logistics MK5 și am și folosit niște belturi MK5 în anumite zone pentru perioade scurte, pentru că am ceva materie primă găsită prin lume. Și de tier 8 nici măcar nu m-am atins. Bine, dragii mei, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă, dați click pe clopoțel. Noi ne auzim la următorul videoclip în care vom vedea ce facem. Sincer, trebuie să vedem un pic. Cred că va trebui să începem ori să ne ocupăm de aluminiu ca să putem să gestionăm mai bine zona de rubber și de concrete, de rubber și de plastic, ca mai apoi să facem circuit board, computer și așa mai departe. Ori mai lucrăm un pic la bază, mă mai gândesc un pic, dar în bază cam terminat momentan. Mai am doar câteva chestii de făcut pe care cred că pot să le fac în off-camera, doar să vi le arăt, sau putem să le facem la începutul videoclipului următor. Și apoi să ne ocupăm de partea de aluminiu. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, rămâneți cu bine, salutare!